оную активиста в околу Виктория Раду Скрижан. Bună ziua! Vreau să spun că, în primul rând, sunt moldovean. Moldovean m-am născut, moldovean voi muri. Toată viața mea am vorbit limba moldovenească. Este limba mea maternă, limba care am învățat-o de la mama. Toți anii de la școală am auzit că, Radu, suntem moldoveni. Iar acum un individ, după vreo 50 de grame, eu nu pot să dau alte explicații, spune că, gata, suntem români, iar limba noastră este limba română. Este vorba de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Cuvintele acestea au încălcat cu maxim toată istoria noastră, toată cultura noastră. Și după asta îi spun că românii ne sunt prieteni. Domn Ciolacu, dacă ieșiți la televiziune, măcar nu serviți, vă faceți de rușine. Vreau să vă amintesc, limba moldovenească a apărut înaintea limbii române cu vreo 3 secole. Limba țara moldovenească a apărut în secolul XIV, iar România cu vreo 5 secole mai târziu. Mai degrabă ei sunt moldoveni și vorbesc limba moldovenească. Eu mă repet că sunt moldovean și nimeni, nici Marcel Ciolacu, nimeni, nu are dreptul să mă facă român. M-am născut în Moldova, în Moldova voi muri. Aș vrea să spunem încă o dată rușine pentru guvernarea Moldovei, care tac și uneori este și de acord cu așa expresii a politicienilor din statul vecin. Așa că rușine! 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 Noi suntem moldoveni! Noi suntem moldoveni!